România are nevoie de un președinte care să aducă echilibru, să aducă consens, un președinte care să iubească pe români și România, un președinte care să unească pe români, pentru că acest popor a realizat obiectivele importante atunci când a fost unit și când a acționat cu sufletul și cu devotament pentru această țară. Dar noi nu avem acest președinte în acest moment. Candidatul Iohannis nu se raportează la oameni pentru că nu iubește oamenii.